Înainte de Paște, în orice casă de român se fac pregătiri, de la curățenie generală până la cumpărături și gătit mâncare tradițională. Asta se întâmplă și la Casa Regală, cu o mică diferență. De aprovizionare se ocupă furnizorii, companii românești care livrează totul la comandă, de la ouă și pâine până la mașini, îmbrăcăminte și bijuterii. Orice companie poate ajunge la palat, dar nu toate reușesc să rămână. Certificatul de furnizor se obține greu, după verificări îndelungate, care testează calitatea și consecvența. Dar cei care au devenit deja furnizori spun că așteptarea merită, nu pentru bani, pentru onoare. Furnizorii Casei Regale există încă de pe vremea lui Carol I. De-a lungul istoriei, pe listă au fost producători de mașini de lux, restaurante sau crame cu tradiție. Astăzi, familia regală s-a adaptat vremurilor moderne. Există furnizori de servicii medicale, de catering sau asigurări, dar și un hotel de lux unde sunt cazați de obicei musafirii din străinătate. Capete încoronate din întreaga lume care vin la evenimente speciale la palat. Intrăm astfel în culisele unei adevărate uzine, de fapt o instituție în sine, fără de care orice casă regală din lume nu ar putea exista. Instituția furnizorului. Cât e de necesar un furnizor serios la Casa Regelui, înțelegeți cel mai bine din secvența următoare. Radu, am și eu nevoie de mai multe ouă săptămâna viitoare. Brânză, o găletușă de 5 kg, trebuie să luăm și stafii, desigur, chiflele, 30. Ea e doamna Gina, bucătărea sa palatului, și ceea ce ați auzit e doar o parte din necesarul pentru pregătirea unei mese de Paște. O așteaptă o săptămână agitată printre oale, tăvi și cuptoare încinse. Asta i-ar mai lipsi să se ocupe și de aprovizionare. Toate bătăile ei de cap sunt rezolvate de o armată de oameni care nu lucrează la palat, dar care știu exact de ce are nevoie familia regală. Asta se întâmplă de când există Casa Regală în România. Documentele vremii precizează că la dineul ce a urmat încoronării regelui Ferdinand s-a servit, pe lângă bucatele alese cu denumiri franțuzești, și vin spumant produs în caramele de la Azuga. Stă dovadă meniul, dar și o etichetă veche păstrată acum într-o ramă de tablou. Așa arăta spumantul care a fost servit și a existat în meniul încoronării de la Alba Iulia. Și aici sunt etichetele vechi pe care le-am găsit reparând aici niște plafoane. Au căzut zăvroase de șoareci. O firmă din Italia, specializată în design de etichete, a reconstituit la comandă desenul original. Iar specialiștii români au muncit ani de zile să refacă savoarea și gustul vinului spumant care a stat pe masa regilor, folosind aceeași metodă veche de sute de ani. Se dă un semn cu creta, după care începe operațiunea de limpezire. Se rutesc sticlele, cam o optime din circumferința sticlei, și se bat puțin de pupitru, în așa fel ca tot sedimentul din sticle să vină spre gâtul sticlei. Operațiunea durează în jur de 2 luni, timp în care toate sedimentele se așează în dop, care e scos cu grijă, astfel ca în sticlă să rămână doar lichidul limpede, auriu, cu bule perfecte și gust inconfundabil. Aliniate pe bandă, sticlele își văd liniștite de drum până primesc dop și etichetă. Abia când au fost siguri că totul arată ca în fotografiile de arhivă, cei care conduc în zilele noastre cramele de la Azuga au bătut la poarta palatului. Se-i spună regelui că vinul spumant băut la încoronare de bunicul său există, iar familia regală a venit la Azuga personal să se convingă. Și au fost foarte încântați, alteța sa, regina Ana, noi tot mai spuneam șampanie și ne ceream scuze că numim șampanie și de asta a spus că vă dau voie să numim șampanie, deoarece este foarte bună. Așa au convins familia regală să continue tradiția și să păstreze cramele de la Azuga drept furnizor oficial de vin spumant. Un titlu care însă a trebuit recâștigat. Primul nostru certificat care am primit în 2006 pentru spumantul Rhein Extra. Momentul a fost marcat atunci de o ceremonie emoționantă la palat. Majestatea sa, regele, conferă titlul de furnizor al Casei Regale a României, dar și de o recepție la care meniul a fost identic cu cel servit la încoronare.
Acesta este meniul semnat cu semnătura generalului Bertelot din 15 octombrie 1922, care a început, cum era moda la vreme, cu caviar, œuf bruie forestier. Colecția de amintiri s-a mărit de la an la an, odată cu numărul de sticle de spumant care au luat drumul Palatului Elisabeta ori de câte ori a fost nevoie. În pivnițele palatului sunt acum provizii cât pentru o petrecere cu 3.000 de invitați, ceea ce se întâmplă măcar o dată pe an în familia regală. Spumantul de la Azuga a fost gustat, sorbit, adulmecat de multe capete încoronate din lume, iar crama Azuga și-a triplat numărul de certificate de furnizor. Pentru că se acordă această titulatură numai pentru 3 ani, poate fi retras oricând de către Casa Regală și în acest interval, fără să motiveze lucrurile, el nu se prelunge, se acordă un nou certificat pentru încă o perioadă de 3 ani. Se înțelege așadar că nu e chiar atât de simplu să devii, dar și să rămâi furnizor al Casei Regale. Această calitate trebuie să fie, sigur, analizată de o comisie de experți, o comisie de consilieri, de fapt, ai casei, numiți de Maestatea Sa Regele, care, în mod individual, preiau aceste solicitări. Și timp de un an de zile fac o analiză foarte atentă asupra produsului sau serviciului, asupra companiei care are această intenție de a deveni furnizor. Numărul furnizorilor a ajuns acum la 37. Sunt furnizori de mâncare, băutură, electrocasnice, dar și haine, bijuterii, vopseluri, servicii hoteliere, de catering sau sonorizare. Câțiva dintre ei erau pe lista furnizorilor și înainte de plecarea în exil forțat a regelui Mihai. De exemplu, furnizorul de mașini. Se știe pasiunea din copilărie a regelui pentru mașini și motociclete. Are permis de conducere de 85 de ani. Și priviți cu atenție mașina pe care tocmai o lustruiește acum domnul Ștefan. E posibil să-l zăriți într-o zi la volan chiar pe regele Mihai. A fost un Rolls Royce care a aparținut familiei regale și la toate lucrurile în 47 s-a confiscat și această mașină. Am înțeles că a fost tăiat capota mașinii și folosită la un CAP pentru transport pur și simplu cereale. În permanență, comisia de experți are în analiză cel puțin 4-5 cereri. Acum, spre exemplu, la palat a fost amenajată de probă o sală de sport. Timp de un an, membrii comisiei vor urmări cât de mulțumită e familia regală de aceste produse și vor hotărâ dacă proprietarul sălii de sport devine furnizor regal. Se întâmplă însă de multe ori ca nu furnizorul să bată la ușa palatului, ci chiar palatul să vină cu propunerea direct la producător. Asta dacă produsele lui au atras atenția cuiva. Lucrurile mari în viață, în general, se întâmplă simplu și dintr-o dată. M-au sunat într-o zi de la Casa Regală, m-au întrebat dacă aș fi de acord, dacă mi-ar plăcea această colaborare. Am spus evident da și așa a început totul. Pe 8 februarie 2010, Alexandru Ciucu devenea unul dintre cei mai tineri furnizori ai Casei Regale, urmând să se ocupe de vestimentația regelui Mihai și a principelui Radu. Mă întreb cum a fost momentul ăla unic, minunat, un moment de maxim pe care îl consider în cariera mea, care m-a uluit, mi-a creat o teamă, dacă vrei, și o fericire. A fost nevoit să învețe coduri vestimentare și reguli stricte care trebuie respectate la evenimente de rang înalt la casele regale. La acest capitol nu se poate vorbi de preferințe. Aici este un of al meu personal, dacă vrei să vorbim deschis, și anume faptul că sunt oarecum încorsetat de dogmele și cutumele existente în familiile regale la nivel european și mondial. Adică lucrează după manual, redingote și fracuri pentru evenimente oficiale și uneori costume clasice pentru un ceai luat la Buckingham. Doar la cravată se mai poate juca uneori cu culorile. Chiar și așa, spune Alexandru Ciucu, ținutele create de el ies întotdeauna în evidență, pentru că atât regele cât și principele știu cum să le poarte. Atitudinea și ținuta contează foarte mult. Și nu în ultimul rând faptul că el i-a anunțat și cu un an înainte de eveniment și are timp să creeze, făcând mai multe variante și probe la domiciliul clienților. Mergem noi acolo și așa cred că este normal să se întâmple. Facem lucrul ăsta în mod special pentru familia regală. Și tot pentru familia regală e în stare să facă orice sacrificiu. Nu aș închide atelierul ăsta nici dacă aș mai avea un singur om și cu omul am lucrat pentru rege. E o mare onoare, o responsabilitate și o obligație morală. Asta spun toți furnizorii Casei Regale. Iaurtul este nelipsit de la micul dejun, la fel și laptele. Smântână
unt, brânză de vaci, tot ceea ce înseamnă lactat, le folosesc în preparatele doamnei Gina. Și totuși, certificatul de furnizor a fost primit abia după 2 ani de la începerea colaborării. Este o amintire foarte frumoasă, o ceremonie solemnă, dar foarte emoționantă. Și acum mă emoționez numai la gândul acelei ceremonii. Și de atunci, în mod constant, în fiecare zi de luni, de la fabrica din Alba, pleacă spre Palatul Elisabeta lapte proaspăt, iaurt, cașcaval și